Medicii veterinari din Mehedinți au intrat în grevă japoneză. Astăzi au ieșit în fața sediului Autorității Sanitar-Veterinare, purtând câte o bandană la mână în semn de protest. Sunt nemulțumiți de salariile mici și amenință cu blocarea activității la toate cabinetele veterinare. De asemenea, spun că vor bloca și activitatea de control din vămi. Sunteți de acord ca acest protest să continue? Da! Da! Nu se aude mai tare! Da! Sunteți de acord? Da! Cedăm intoleranței guvernului? Nu! Medicii sanitari veterinari au ieșit în stradă și au declanșat o grevă japoneză pentru o perioadă de 2 ore. Angajații se plâng că nivelul de salarizare este mai scăzut comparativ cu alte structuri subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ne nemulțumește în principiu faptul că noi considerăm că de ani buni executăm un voluntariat prin munca care o facem, serviciile care le aducem Guvernului României și inclusiv toate societății în general românești, prin munca care noi o prestăm, în sensul în care avem aceleași atribuții, chiar extinse, ne raportăm aici la toate structurile din Ministerul Agriculturii. Noi ajutăm crescătorii de animale prin modul nostru de consiliere și control și supraveghere pentru a-și obține banii, pentru a dezvolta agricultura românească și fermierii în general, și pentru asta considerăm că există niște drepturi, drepturi care noi astăzi le solicităm, și anume să fim ca și egalitate în salarii cu toate structurile Ministerului Agriculturii. Angajații din cadrul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, pentru munca depusă, controle în teritoriu pentru APIA și pentru alte subunități, doresc să aibă aceleași drepturi salariale conform articolului 17 din legea 153/2017, care prevede că pentru muncă egală sunt salarii egale. Sunt diferențe pe venit net de între 1000 de lei și 500, între 500 și 1000 de lei. În cazul în care solicitările lor vor fi ignorate, protestatarii au anunțat că vineri întrerup activitatea timp de 2 ore. Astăzi facem o grevă japoneză, urmând ca în data de 8 să facem o grevă cu încetarea activității pentru 2 ore. În data de 11 vom picheta sediile decidenților politici, iar în data de 14-15 vom întrerupe activitatea sanitar-veterinară începând cu ora 10. În funcție de cum vor evolua lucrurile, în data de 20 vom picheta Guvernul României și vom înceta întreaga activitate sanitară veterinară. Protestatarii susțin că acțiunea lor evidențiază nevoia de aliniere a salariilor la nivelul specificului și responsabilităților din domeniu, precum și de recunoașterea contribuțiilor esențiale la buna funcționare a sectorului alimentar național. Atribuțiile suplimentare care se deleagă prin ordine și se completează fișele posturilor trebuie să fie o practică de încetat. Până la urma urmei, Convenția de la Philadelphia stabilește foarte clar principiile cu privire la muncă și la remunerație. Munca decentă înseamnă să îmi îndeplinesc atribuțiile pe care mi le dă angajatorul, dar și acesta are obligația să îmi plătească munca pe care o fac. Pentru 14 noiembrie este anunțată blocarea activității la nivelul unităților de industrie alimentară și în activitatea din vămi pentru 24 de ore.